Cristóvão Pavlé. Da. Costel, ultima etapă din acest campionat la Rapid. Într-adevăr, ne-a rămas această ultimă etapă. Ne bucurăm că ne ducem să jucăm fără o presiune foarte mare. Ne interesează cele trei puncte, pentru că, colaborat cu o înfrângere a viitorului, mai putem sălta un loc în clasament, ceea ce ar fi benefic pentru noi, pentru jucători și pentru club. Într-adevăr, am citit și noi în presă, am văzut la televizor, Rapidul are probleme și cu licența, au probleme și cu jucătorii care din vară vor pleca, dar Rapidul este un club de tradiție care au în componență jucători cu experiență, jucători și tineri de valoare, dornici de afirmare. Vom vedea la ora jocului, avem și noi câteva probleme de luat de accidentări. Nu se pune problema ca cineva să nu joace, dar vom vedea la ora jocului pe cine vom folosi. În orice caz vom folosi cei care sunt apt 100%. Cine există acest? Deci pentru acest joc avem o serie de indisponibilități. Avem doi suspendați, Andrei Dumitraș și cu Boian Golubovici. Au cumul de cartonașe. Avem mai vechi accidentați Adi Gheorghiu și Moreno, care au plecat deja în vacanță. După acest ultim meci și Dan Stana acuză o ușoară întindere. Nu este ceva grav, dar nu poate juca la acest joc. Nici Titone. Titone a suferit o mică ruptură musculară. Sperăm să fie apt la reluarea pregătirilor. Nu sunt nume noi, sunt jucători care au făcut mereu parte din lotul nostru. Ștefănescu este un copil de viitor care merită toată atenția noastră, Alexandru Margine, Andrei Pavel, deci ei au fost în lotul nostru, dar acum efectiv deci fac parte din lotul pentru această deplasare. Cum am zis la început, deci ne interesează victoria, pentru că dacă viitorul va pierde acasă și noi vom învinge la Rapid, vom sălta un singur loc. Este totuși mai ușor, nu? Mergi la un meci mai relaxat, mai fără presiune? Într-adevăr, deci echipa acum are un moral bun, vine după un sezon greu, merită tot respectul și aprecierea noastră pentru ceea ce au făcut. Acum sperăm să joace efectiv de plăcere. A fost un sezon mult mai greu ca precedentul. Am fost privați, putem spune, oarecum, n-am avut mereu același 11, să cristalizăm 5-6 meciuri, același 11. Ba au apărut suspendări, ba accidentări și din această cauză ne-am și completat lotul pe parcurs, pentru că astea au fost condițiile și problemele noastre, dar eu zic că a fost un sezon destul de greu, bine că l-am scos la capăt. Să puse în vânzare o serie de etichete de solidaritate pentru Rapid. Cum se pare gestul? E problema lor. Nu știu dacă vor vinde 10.000 de etichete pentru a, să spunem, a aduce niște bani Rapidului. Dar e destul de dureros că se joacă fără spectatori. Rapidul mereu a avut probleme cu spectatorii. Aceste 10.000 de etichete, poate eu știu, să rezolve o mică parte din problemele angajaților de acolo. E un gest frumos. Cum vezi tu sau cum vezi deci acolo, în general, problema asta cu numărul de etichete pe 2013-2014? Nu pot să mă pronunț eu. Din ce am înțeles, pe 1 iunie, sâmbătă, va fi un comitet la federație. Se întrunește comitetul federației și vor hotărâ câte echipe vor fi. Într-adevăr, trecem printr-o perioadă grea economică. Nu se știe cu câte echipe vom porni la drum și câte vom rămâne. E păcat că nu au luat licența U Cluj, un club de tradiție și Rapid. Cum vezi
sincer, nu mă așteptam, dar cred că au avut o strategie proastă de management. Pentru că în 2008 ei au pornit pe o pată descendent la achiziții, dar e problema lor. Mă feresc să vorbesc de problemele lor. Da, deci imediat după meciul de mâine seară le vom da vacanță, le vom comunica data reunirii. Sperăm să fie în jur de 15-16 iunie.